stații, 15 minute până ajungem la ora 8. Nu știu ce voi putea să vă spun în 15 minute. Cert este că vă uitați la mine și așteptați ceva de la mine. Eu mă uit la dumneavoastră și vreau să vă întreb ceva. Arăt eu ca un om bolnav? Deci, așa, fizic, spuneți-mi. Deci nu. Dar totuși sunt bolnav, vreau să vă spun. Și nu fizic. Fizic sunt aproape de plin sănătos. Sunt bolnav sufletește. Bolnav în inimă. Și mă veți întreba de ce. Vă spun după ce termin slujba, dacă mă contactați. Dar nu acesta e subiectul. Noi, după masa aceasta, avem un subiect care titlul lui este Iisus Hristos, Medicul Suprem. Și vreau să vă întreb, câte boli ne-a putut să vindece Domnul? A fost boală care n-a putut să fie vindecată de Domnul? Deci n-a fost așa? Nu știți. Nici eu nu știu, că toți cei care au mers la Domnul au venit cu problemele rezolvate. Vreau să vă întreb încă o întrebare. Cu ce scop a trimis Dumnezeu Tatăl pe Iisus Fiul pe pământ? Cu ce scop? Haideți să nu mai zăbovim, v-am spus, am foarte puțin timp. Scopul primordial, principal a Domnului Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său, a fost să mântuiască, nu? Citim în Ioan, capitolul 3, citea fratele Nelu, versetul 16, îl citim versetul 17. Uitați ce spune. Fiindcă Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Zicem, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar, sigur, scopul principal acesta a fost, dar nu numai. Un alt scop a fost și să ajute pe cei în nevoi, pe cei în suferință, pe cei în probleme. Pe cei, așa cum am spus eu, că sunt astăzi și câteodată bolnav, sufletește și de inimă, dar Dumnezeu poate să vindece și aceste stări. Nu, frate și rog? Slăviți să fie Domnul. Haideți să punem Isaia 61 și vedem acolo un paragraf în versetul 61 din Isaia. Versetul 1 din 61 Isaia spune că El, adică Dumnezeu, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Mai sunt în diplomata aceasta alături de mine oameni cu inima zdrobită, frați și surori? Eu cred că sunt. Eu cred că sunt. Și salmistul David, în Psalmul 41, mai spune acolo un lucru. Zice, Doamne, versetul 3, pare mi se, vindecă sufletul. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă sufletul. Mai sunteți din aceea cu sufletul bolnav, frate și surori? Sigur că suntem. Și vreau să vă spun, după masa aceasta, Domnul, pe lângă că se atinge, s-a atins de atâtea boli fizice, El s-a atins, se atinge și se va atinge și de boli spirituale. Zicem, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Dacă metodele prin care Domnul Iisus, atunci în vremea sa, pe pământ, când a vindecat, a fost surprinzătoare pentru mulți. Nu? Așa omenește vorbând. Poate că sunteți mulți care ați făcut sau faceți sau vă pricepeți cât de cât la medicină. Să ne gândim la orbul din naștere. Domnul Iisus se atinge de orb, face scuipat, face pină din scuipat, îi atinge ochii și spune, du-te la scăldătoarea Siloamului, spală-te, scaldă-te și vei fi curățit. Nu vi se pare surprinzător lucrul acesta și metoda Domnului? Sigur, omenește, e surprinzător. Cum ochii care sunt foarte sensibili, să pui noroi pe ei. Și surprinzător, el merge la scăldătoare, că îl trimite Domnul, se scaldă,
vinde, vine și este vindecat și vede de plin sănătos, e de plin sănătos și vede bine. Și îl întreabă farisei, cum ți-a deschis ochii? Cum? Cum? Cum mi-a deschis ochii? M-a uns cu tine, mi-a spus să mă duc să mă scot și acum văd deslușit. De slavă lui Dumnezeu, omul acesta este un păcătos, spuneau ei. Nu știu că este un păcătos. Că nu este. Nu știu. Știu că pe păcătoși Domnul nu-i ascultă. Nu-i ascultă. Îl întreabă din nou, că îl găsesc, îl întreabă și pe părinți. Cum? Fiul vostru? Da. E fiul nostru. Dar cum vede? Nu știu. Întrebați-l pe el, că este matur. Știe să vă răspunde. Și îl întreabă din nou. Îl întreabă că ce vreți să vă faceți și voi ucenicii lui? Noi suntem ucenicii lui Moise, spuneau ei. Îl întreabă din nou. Atâta știu că mi-a uns ochii și acum văd, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. O metodă surprinzătoare pentru noi în vremea aceasta și pentru cei de atunci. Apoi, vă gândiți dumneavoastră, Marcu 8, capitolul 23, acolo este vorba despre un orb din Betsaida. Dumnezeu, Domnul Iisus, sigur, îl scoate afară din cetate, din nou aceeași metodă. Îi pune scuipat pe ochi, și spune, vezi ceva? Dă din nou, versetul 23. L-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat de ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? La prima fază a spus că văd niște oameni ca niște copaci. Dar după aia spune, uite de țintă și a văzut deslușit. De ce, frați și surori, de ce Dumnezeu, Iisus, Fiul Său, a făcut asemenea lucrări? Pentru că și El face ce vrea, și în cer și pe pământ. Are toată puterea, lăudat și binecuvântat să fie numele, să fie numele Domnului în vecii vecilor. Apoi, în Marcu 7, cu 33, vedem acolo un surdomut, care nici n-aude, nici nu vorbește. Și din nou, o metodă care ne surprinde. Spune că i-a pus degetele în urechi, l-a atins cu scuipatul lui și după aceea a început să audă și să vorbească. Și toți oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu. Pentru tot ceea ce au văzut și ceea ce s-au întâmplat în locurile acestea. Frați și surori, El poruncea duhurilor cu autoritate și duhurile fugeau, duhurile dispăreau. Pentru că cel, așa citim în Marcu, aici ne trebuia să citim că oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. El poruncea duhurilor cu autoritate și ele fugeau, dispăreau. Pentru că el era Fiul lui Dumnezeu cu toată puterea, căci el a spus, toată puterea mi-a fost dată și în cer și pe pământ, lăudat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Frați și surori, atâtea metode, atâtea vindecări, nu ne este timpul la dispoziție ca să putem ca să vorbim despre toate aceste lucruri. Dar mă gândesc că în vremea aceea, unii dintre cărturari și farisei erau foarte surprinși și supărați. De ce vindecă, de ce tămăduiește el, mai ales era vorba de ziua sabatului. De ziua sabatului. Cum în ziua sabatului să faci asemenea lucruri, vindecări? Știți că o femeie era gârbovă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Luca 13, versetul 12 pe acolo, deci un pasaj spune vindecarea unei femei gârbove. Spune că acea femeie gârbovă era bolnavă, era un duc de neputință peste ea de câți ani, frate și 18 ani. 18 ani o ținea duhul de neputință acesta bolnav, gârbovă. Și Domnul Iisus imediat reacționează și o vindecă pe acea femeie și cărturarii și farisei. Deci erau supărați. De ce face El lucrurile acestea? Și spune cum diavolul o ține legată de 18 ani. Voi care aveți măgar, nu duceți-vă ziua sabatului să-L adăpați? Dar în altul pasaj spune că ei, cărturarii și fariseii erau așa de supărați pentru lucrul acesta, să vedem, era într-o împrejurare un om cu mâna uscată. Să vedem ce va face el în ziua sabatului. Va vindeca sau nu, să-l poată să-l învinuiască. Și Domnul Iisus, știindu-le și gândurile,
îi întreabă, ce este bine să faci în ziua sabatului, să faci bine sau să faci rău? Ce ziceți voi? Să scap viața curvea sau să o pierzi? Și mi-a dat spus omul acela care avea mâna uscată, întindeți mâna. Și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Pentru că era puterea lui Dumnezeu cu el. Lăudați să fie numele Domnului în vecii vecilor. Frați și surori, toate aceste lucruri, toate aceste vindecări le-a făcut Domnul Iisus și multe, multe altele. Dar vreau să vă spun că El se atinge și de suflete și de inimi care sunt zdrobite și amărâte. Doamne, vindecă-mi sufletul, spunea psalmistul. Eu am fost trimis, sau eu te trimit, spunea Dumnezeu despre Fiul Său, să vindeci pe cei cu inima zdrobită. Am citit în după masa aceasta un pasaj de aici, din Matei, capitolul 15. Am spus că citesc numai 3 versete ca să nu ocup timpul prea mult. Și aici este vorba despre oameni care au mers la Domnul Iisus având cu El șchiopi, orbi, muți, ciunci și alte boli care erau cuprinse. Spiritual vorbind, acum fizic, sunt între noi șchiopi, probabil că mai avem dureri de picioare. Probabil că mai sunt și cei care au problemă de picioare. Dar spiritual sunt în Biserica Muntele Sionului sau în alte biserici, oameni și eu. Care sunt acei oameni și eu? Spiritual vorbesc. Care sunt? Când e vorba, deci, om șchiop spiritual, e acela care îl doare picioarele să vină la biserică sâmbătă, să vină la biserică când este stăruință, să vină la biserică când îi marți rugăciune. Ăștia sunt șchiopi spirituali. Îi doare picioarele. Nu ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să vindece și stări de acestea? Amin. Nu vreau, frați și surori, să ofensez pe nimeni după masa aceasta. Că în ceea ce voi spune în continuare, câteva minute, mă regăsesc și eu. Și mă rog Domnului să mă vindece și pe mine de stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Când e vorba să mergi la un bolnav, nu pot, că-s bolnav. De picioare. Ne dore picioarele. Când e vorba să merg în lucrarea Domnului, nu pot, că mă dor picioarele. Oameni, când e vorba ca să ajungi pe cineva, nu poate. Nu poate. Îi bolnav spiritual. Doamne, vindecă și bolile acestea. Amin. Tu poți să vindeci asemenea boli. Și ce spune și spunea omului Dumnezeu Ilie? Până când veți șchiopăta? De cât? De câte un picior? De amândouă picioarele și chiopătau ei. Ei, vreau să vă spun, cu toată îndrăzneală, că mai sunt unii care își chiopătează de amândouă picioarele. Și Domnul să le atingă picioarele după masa aceasta. Dacă eu sunt din acela, unul din acela, Domnul mă poate să mă vindece, frați și surori. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei? În capitolul 12, versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu mai șchiopăteze, ci mai degrabă să fie vindecat. Doamne, ai milă de oamenii aceștia! Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Și prin Scriptură găsim scris că umblați pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Unii mai sunt din aceia care fac echilibristică. Cât pe stânga, cât pe dreapta. Numai pe mijloc număr. Ori sunt prea, ori sunt în cealaltă extremă. Sau pe stânga, sau pe dreapta. Fac echilibristică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și aceasta ne trebuie să avem picioarele,
să avem gleznele, să le avem vindecate. Și Domnul ne poate să le vindece. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, o altă categorie care am citit-o aici, spune că știu. A doua categorie, orb. Orb spiritual. Nu vede pe nimeni care este nevoi. Nu vede bine pe nimeni. Așa întreba un păstor odată. Că zice, voi mă vedeți bine? Că zice, unii nu mă văd bine. Și așa mai este. Nu-i vedem bine pe alții. Probabil vedem oamenii ca și copaci, așa cum era acel orb, care nu vedea de sfârșit. Așa vedem și noi de multe ori. Doamne, vindecă și boala aceasta. Amin. De ochi. Ne mai corectăm vederea cu ochelari și văd mulți că nu sunt singuri. Care avem ochelari și ne mai corectăm vederea aceasta fizică cu ochelari. Și este bine. Dar să ne corectăm și vederea spirituală. Să vedem lucrurile desfârșite așa cum sunt. Și Dumnezeu zic să ne binecuvinteze la lucrul acesta, frați și surori. Pentru că aici, în pasajul acesta, găsim pe Domnul Iisus spunând, după ce a vindecat pe o grămadă, fizic vorbesc, le spunea să nu spună la nimeni de lucrul acesta. De ce? M-am tot gândit. De ce Domnul Iisus face afirmația aceasta? Că noi abia așteptăm să fim ridicați în sus. Să ne spună cineva, datorită fratelui păstor, eu sunt vindecat sau sunt tămăduit. De ce? De ce Domnul Iisus? Nu i-a trebuit Domnul Iisus reclamă. Toată slava să fie a și gloria Domnului Iisus. Pentru că ce merită toată slava, toată cinstea și toată gloria? Noi, dacă suntem ceva și ne cheamă cineva să ne rugăm pentru cineva și Domnul își face lucrarea, slava aia Domnului, frați și surori, nu este a noastră. Noi suntem doar un canal prin care s-a folosit Dumnezeu, o unealtă mâna lui Dumnezeu. Zice, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Că atunci când ologul acela a fost vindecat și amintea, cred că fratele Binu, de la Porta Frumoasă, când Petru și Ioan a spus, au și acinam, dar ce am în numele Domnului, spune, scoală-te, ia spatul și umblă. Și a umblat și s-a dus și s-a făcut sănătos. Și când a fost, zice, cu ce putere ați făcut voi lucrul acesta? Dar nu noi. Nu noi am făcut. Ci Hristos, Domnul, pe care voi l-ați răstignit, El l-a tămăduit pe omul acesta. Și omul acesta se înfățișează înaintea voastră și înaintea noastră pe deplin, sănătos, în numele Domnului Iisus, slăvit să fie El în vecii vecilor. Deci numele Lui trebuie să fie proslăvit. Chiar dacă eu mă duc și mă rog pentru cineva, m-am rugat, ne-am rugat noi pentru oameni, s-au vindecat. Nu datorită Bisericii Muntele Sionului. Sigur, Biserica Muntele Sionului își face partea. Dar datorită că Dumnezeu se îndură și face lucrul acesta și a Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Amin. Mulți. Am spus știu. Ori. Mulți. Mai sunt și din aceea. Că fratele Tacian dimineața spunea că el vorbește foarte mult. Și pe mine mă mai atenționează cei din familie, că vorbesc mult. Dar trebuie să vorbim când trebuie să vorbim, frate și surori. Poate că vorbim de multe ori și parcă spunea fratele Tacian că și el trebuie să se leguiască de boala aceasta. Poate și eu. Probabil că și dumneata. Nu știu care ești. Dar vreau să spun aceste cinci situații de oameni bolnavi care au fost duși la Domnul Iisus. Nu e întâmplător este cifra aceasta 5. Care știți ce semnifică cifra 5? În Scriptură, ce semnifică? Cifra 5, vă spun ce semnifică. Este cifra harului, frate și surori. Este cifra harului. Nu întâmplător au fost aici 5 cazuri, 5 descrieri pe care omul lui Dumnezeu și Evanghelistul Matei spunea șchiop, ori, muți, ciungi și mulți alții bolnavi, adică de nedescris, cu alte boli. Muți. Nu vorbim adesea. Stă fratele lângă noi și nu îi spunem nimic. Mergem în curte, îmi spunea odată un păstor, intru, zice, în holul bisericii și sunt unii și de la mine, de la biserică, care fac stânga împrejur când mă vede pe mine. Și eu totuși mă duc în cele parte și spun, Domnul să te binecuvinteze. Tânăr, Domnul să te binecuvinteze. Tânără, Domnul să te binecuvinteze, adolescentule.
dar nu au parcă ne închisă limba. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu grai, frați și surori. Suntem oameni. Zicem, slăviți să fie Domnul, că ne-a dat vorbă, ne-a dat grai, ne-a dat limbă și putem să vorbim. Și atunci sunt unii care, așa cum îi descrie aici în Scriptură, mulți. Dacă suntem din aceia, frați și surori, am spus încă o dată și repet, nu ofensez pe nimeni, dacă mai sunt din aceia și eu mă regăsesc în acestea, nu vă vorbesc numai dumneavoastră, eu mă regăsesc în aceste stări și zic, Domnul să se atingă de mine și de ființa mea și să mă vindece, că El poate să facă lucrul acesta. Lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Nu vorbim adesea cu părinții, nu vorbim cu prietenii, nu vorbim cu cei ai casei. Nu spunem, o mulțumesc frumos. Chiar de multe ori vedem atâtea hârtii aruncate, pa pe o parte, pa pe alta. Când a zis un mulțumesc frumos celui care a ridicat sau a făcut curățenie? A zis? N-am zis, așa? Știți cum ne cataloguează Scriptura? Oameni care nu vorbim. Deci nu avem, ci vorbim altă dată și altceva. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Închei, frați și surori, nu vreau să mai spun că mai sunt și aia o altă categorie, ciunci, care n-au nici mâini, nici picioare, nici ochi, nu văd pe nimeni, nu pot să întindă mâna să ajute pe nimeni, dar credeți că Dumnezeu nu poate să-i vindece și pe aceia în după masa aceasta? Amin. Ne rugăm să vindece Domnul toate stările acestea? Amin. Dumnezeu să fie Cel care să lucreze în direcția aceasta. Frați și surori, Dumnezeu, Iisus Hristos, Medicul Suprem, El poate să vindece și fizic, El poate să vindece și spiritual. Și ne rugăm ca Domnul să facă lucrul acesta. Și le face adesea. Le face adesea. El vindecă pe cei cu inima zdrobită, El vindecă pe cei cu sufletul amărât. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat pentru toate lucrurile. Ne ridicăm înaintea Domnului în seara aceasta și ne rugăm pentru toate cauzele acestea. Dacă ne-am regăsit în vreuna din acestea, zicem Domnul să ne vindece și să ne dea putere ca să mergem din biruință în biruință. Amin.